Ora 13, bună ziua, făină albă sau integrală? Ei bine, dilemele acestea vor ține de trecut pentru că la Orizont gama de produse alimentare se diversifică surprinzător cu făina de greieri. A apărut în România și este de aproape 20 de ori mai scumpă decât un kilogram de făină obișnuită. Un magazin online din Baia Mare a pus la vânzare cel mai nou aliment aprobat de Comisia Europeană. Ce spune ministrul agriculturii despre această inovație? Petre Daia îi sfătuiește pe români să nu mănânce greieri, ci să-i lase să cânte acolo unde sunt. Se impune o discuție pentru că nu e un sortiment izolat, ci se întrevede un adevărat meniu inspirat din insectar. Burgerii din insecte ar putea ajunge în restaurantele europene foarte curând. Am putea mânca și greieri confiați, iar tocănița cu lăcuste și usturoi ar putea deveni o delicatesă potrivită la cină. Comisia Europeană a autorizat anumite insecte pentru consumul uman. Ele fac deja parte din dieta tradițională a unor culturi din diverse colțuri ale lumii. Alături de noi în platou, Diana Artene, nutriționist, și, de asemenea, Ciprian Enea, într-o legătură telefonică, pentru că astfel de variante culinare le regăseam până de curând la mare distanță de casă. Le mulțumesc amândurora. Doamna Artene, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce părere aveți despre aceste soluții pentru meniul nostru de viitor? Sunt alimente noi care sunt împinse în față cu marketing aplicat un pic mai sus pentru ca și populație țintă, oamenii care caută exoticul, care caută extraordinarul și care poate s-au plictisit așa de viața de zi cu zi. Dar faptul că aceste alimente sunt oarecum împinse în față de la nivel mai înalt, nu o să schimbe cu nimic acceptabilitatea și tendința oamenilor de a păstra clasicul în alimentația de zi cu zi. Poate că unii dintre noi vor fi tentați să încerce, poate că unii dintre noi vor accepta să folosească așa ceva, dar majoritatea oamenilor cu care mă întâlnesc eu așa zi cu zi în practica mea clinică se țin un pic mai departe de genul ăsta de alimente noi. Da, s-au mai schimbat gusturile, dacă ar fi să comparăm cu ceea ce se întâmpla înainte de 1990, bunăoară vedem o aplecare deosebită a românilor, mai ales cei care își permit astfel de variante culinare pentru fructele de mare, de exemplu. Le regăsim din abundență. Putem spune că e un public destul de deschis la nou? Da, fructele de mare sunt într-adevăr niște alimente care sunt din ce în ce mai mult pe masa românilor, chiar și când nu sunt în sezon. Dar asta mai degrabă poate să vină din zona de vacanțe, din Grecia și țările astea pe care le tot vizităm noi cu mult drag și cu bucătărie excepțional de bună, însă fructele de mare nu sunt alimente exotice cum sunt greierii, adică una e să fii servit cu o caracatiță abia scoasă din apă în Grecia frumos cu lămâie și cu nu știu, alta e să vină nu știu cine să-ți pună pe masă făină de greieri. Adică totuși avem undeva în spate conceptul diferit de la țară la țară, de ce înseamnă aliment și ce înseamnă nealiment. Și dacă eu am crescut cu conceptul că un câine este animal de companie, nu o să accept probabil să mă gândesc că vreodată ar putea să fie aliment. Același lucru pentru majoritatea dintre noi se întâmplă și pentru insecte. Nu avem așa oarecare respingere față de genul ăsta majoritatea dintre noi, însă evident există oameni nu neapărat mai teribiliști, oameni care așa aleg ei să încerce lucruri noi. Pe de altă parte există și oameni care nu aleg să încerce lucruri noi. Asta se numește neofobie și de exemplu la copii sunt copii care nici măcar nu încearcă dulciuri noi. Deci au ei niște alimente ABC pe care știu că sunt în siguranță, sunt să le mănânce normal și chiar și dacă încerci să-i dai un tip de tort sau de prăjitură cu care nu este obișnuit, o să respingă. Genul ăsta de oameni ajung oameni mari care n-ar mânca spanac nici picat cu ceară și acești gen de oameni nu o să încerce, nu știu, burger de greieri. Da. Domnule Enea, a adus la un moment dat, doamna Artene, discuția în zona de vacanțe, pentru că acolo avem ocazia să încercăm lucruri noi. Cât de deschis sunt românii în privința acestor obiecte culinare sau elemente culinare excentrice, cum ar fi burgerii de greier, tocănița de lăcuste și usturoi? Iată că a ajuns la noi în țară și făina de greier. Sunt deschiși sau nu românii către astfel de inovații? Da, evident că avem două categorii de turiști. Avem pe de o parte acei turiști care chiar și în destinațiile tradiționale
de vacanță de vară caută mâncăruri tradiționale românești. Cineva a întrebat la un moment dat dacă la un hotel all-inclusiv în Grecia există și mâncare tradițională românească, ceea ce bineînțeles că pare surprinzător. Așadar, avem turiști foarte tradiționaliști. Pe de altă parte, însă, avem și acei turiști care abia așteaptă să ajungă într-o destinație exotică. Acolo pot să mănânce de la carne de crocodil, de antilopă gnu, la o tocăniță de omi, să spunem, până la, nu știu, carne de focă crudă în Oceanul Arctic. Am degustat toate aceste specialități. Nu pot să spun că m-au dat pe spate. Crocodilul mi-a plăcut într-adevăr în mod deosebit, dar multe alte specialități le-am gustat din curiozitate. Așadar, sunt zone din Asia, sunt zone din Africa, unde insectele se mănâncă în mod curent, unde le găsești deja la tarabele de pe stradă, unde localnici le consumă cu multă plăcere. Unii dintre turiști se atașează foarte puțin adevărat de aceste alimente. Cei mai mulți încearcă din curiozitate. O bună bucată de vreme, probabil că educația, tradiția culinară, felul în care ne raportăm la animalele și la alimentele care provin din aceste animale vor conta extrem de mult. Însă, dacă la un moment dat se va face un lobby foarte puternic și vom descoperi, cum deja apar tot felul de articole, că dacă mâncăm făină de greier sau mai știu eu ce alte insecte, avem un beneficiu pentru sănătate deosebit și studiile vor și demonstra acest lucru, probabil că percepția se va schimba, dar nu cred că din punctul de vedere al gustului vom avea prea curând o percepție favorabilă, masivă, în ceea ce privește consumul insectelor. Însă, din punctul de vedere al dietei, al unei alimentații sănătoase, sunt convins că există posibilitatea de a găsi, de a construi un portofoliu de public, un public, un consumator care să meargă pe aceste variante, în primul și în primul rând, pentru beneficiile aduse organismului uman. Repet, dacă aceste beneficii vor fi demonstrate și dacă se va face un lobby suficient de puternic pe acest segment. Domnule Enea, dacă ar fi însă să creionăm un profil al turistului român, ei sunt mai dispuși decât alții să încerce astfel de variante culinare? Nici alți turiști nu sunt atât de dornici în străinătate să încerce lucruri atât de noi, lucruri atât de inedite, dar oamenii cu bani care călătoresc foarte mult își doresc să împrumute din tradiția locului, își doresc să rămână cu amintiri cât mai bine împachetate în ceea ce oferă tradițiile culinare, tradițiile culturale ale locului pe care îl vizitează. Așadar, cu cât turiștii au mai mulți bani și vizitează locuri mai exotice, cu atât își doresc senzații inedite și bineînțeles că bucătăria locală face parte din aceste senzații pe care noi le împrumutăm, le transformăm în amintiri și pe care le valorizăm într-un fel sau altul. Dar nu cred că odată ce mâncăm, să spunem așa, o figăruie de lăcuste într-o țară din Asia, chiar dacă ni s-a părut interesant, vom veni acasă și vom da buzna să cumpărăm insectele respective și să ne invităm prieteni la masă. Din punct de vedere culinar funcționează același principiu pe care îl cunoaștem cu toții. Ceea ce se întâmplă în Asia rămâne în Asia, ceea ce se întâmplă în Africa rămâne în Africa. Ei, cred că așa stau lucrurile și cu aceste alimente exotice, inedite și nonconformiste până la urmă pentru turiștii români. În privința experienței dumneavoastră personale, ne-ați vorbit despre carne de crocodil, de foc crudă, insecte, ați încercat? Da, am încercat și insecte, nu m-au dat pe spate, ce am degustat eu se apropie ca gust de mâncarea tip seafood, dar nu pot să spun că m-a dat pe spate, sunt un mare amator de seafood, în schimb insectele nu m-au convins până acum, dar n-aș vrea să fac un lobby negativ, până la urmă fiecare are libertatea de a alege, fiecare poate să încerce dacă dorește sau nu și poate să decidă în cunoștință de cauză și de gust. Da, mulțumesc foarte mult, Ciprian Enea, rămânem la discuția cu Diana Artene, nutriționist. Doamna Artene, așadar, cu cât ne deschidem mai mult din punct de vedere, eu știu, al vizitelor pe care le facem în lume, cu atât se deschide și paleta gusturilor pe care am fi dispus să le încercăm. Ajută foarte tare conceptul sau varierea alimentelor pe care le consumăm, ajută foarte tare și, practic, cu cât consumăm alimente mai variate, cu atâta capacitatea noastră de digestie este mai bună, ca și concept general. Însă asta diferă de
la foarte mulți factori, de la capacitatea mea de a mă simți în siguranță emoțional. În general, să încerc lucruri noi poate să fie o chestie stresantă pentru multă lume. Pe de altă parte, poate să fie capacitatea de digestie în sine, adică o persoană care are colon iritabil sau tot felul de tratamente sau medicamente care influențează tot ce înseamnă bacterii la nivel intestinal, nu o să poată să mănânce pâine cu făină de greier, pentru că poate să fie mai multă fibră acolo, mai multe lucruri care să fie mai greu de digerat. Acum, efectiv, estimez, pentru că n-am mâncat, deci nu știu. Știu doar că este mai bogată proteic, iarăși aici pot să fie niște probleme pentru o anumită categorie de populație. Pe de altă parte, mai este vorba și de... Mulți dintre noi căutăm în mâncare acasă. Iar majoritatea dintre cei crescuți în România, cel puțin am crescut cu pâine albă, ciorbiță, sarmale, mămăligă, nu lucruri de astea. Poate dacă aș fi fost crescută în Shanghai, poate mă gândeam să mănânc un vierme sau o tocăniță de omiz, dar aici dacă le văd mor. Da, care este sfatul dumneavoastră pentru cei pe care îi consiliați în privința meniului de vacanță? E bine să diversificăm în momentul în care suntem într-o țară străină? Dacă ne simțim suficient de în siguranță emoțional și dacă ne place mâncarea proaspătă și așa, de obicei ajută, pentru că în momentul în care eu decid, că e o decizie, să mănânc și alte lucruri, repet, capacitatea mea de digestie se îmbunătățește. Însă, de aici până să mă duc în niște zone așa, ping-pong, între nu mănânc decât aceleași lucruri în fiecare zi și mă apuc să mănânc viermi, e așa o mare, mare plajă de normal. Știți, e interesantă abordarea acestui subiect în contextul în care, în ultimii ani, am observat o plecare deosebită, mai ales a mamelor de copii mici, către tot felul de alimente cu care noi nu am fost neapărat obișnuiți în copilărie. Tot felul de semințe, tot felul de alimente bio, tot felul de sortimente de făină cât mai aproape de cea integrală sau cât mai netratate din acest punct de vedere. Cum se explică această avalanșă de informații noi și de diversificarea meniului? Are o componentă veche și una nouă. Componenta veche este, amândouă suntem mame și orice mamă de pe planetă simte așa oarecum, măcar la primii copii sau primul măcar, nevoia să fie cea mai bună mamă din parcare. Deci să dai, să faci, să fii, să acest instinct matern este foarte, foarte amplificat la primii copii și de aici vine nevoia să dai copilului tău cele mai bune lucruri posibile și așa. Asta se întâmplă de mult. Deci este o chestie care pare odată cu nașterea copilului. Știți cum se spune, câți ani are copilul? 5, cât are mama? Tot 5, că de atât înainte nu era mamă. Asta se întâmplă legat de ce, componenta mai veche. Componenta mai nouă este foarte mult stres și presiune pe conceptul de a fi mamă în ziua de azi și în unele cazuri, mai ales în cazuri cu s-a obținut copilul mai greu, la o vârstă mai mare, una e să faci un copil la 25 de ani, alta e să-l faci la 35-40, este un pic mai mult atenție acolo, dusă în unele cazuri, mai ales de stres, anxietate, depresie în cazul mamelor, se pune foarte multă presiune pe copil și acești, în practica mea clinică, aceștia sunt copiii care fie nu iau în greutate, fie au probleme serioase de constipație sau digestive în general, pentru că sunt hrăniți cu alimentele astea bio sau așa, multe dintre ele sunt foarte bogate în fibre. Multă lume nu știe că un copil mic are nevoie de griș cu lapte, nu are nevoie de broccoli bio cules de virgine și are nevoie de alimente complet digerabile în corpul uman ca să acumuleze nutrienți și să crească corpușorul lui. Când eu îi dau multe, multe fibre, multe cereale, multe, efectiv, cantitatea de fibre pentru un copil ca să crească normal este vârsta plus 5. Și așa, nu o să mă apuc acum să vă recit tabele, dar două linguri de ovăz au 8 grame. Nu știu, jumătate de avocado 9. Dacă mă apuc eu și îi dau la un copil numai legume, fructe, numai cereale integrale și îi dau cât mai puțină carne, că Doamne ferește să fie roșie, și îi dau cât mai puține lucruri de astea din care el ar putea să ia lucruri cu care să se hrănească, copilul ăla riscă să nu crească bine în înălțime în comparativ cu vârsta, riscă să facă constipație de la cantitatea prea mare de fibre și tot felul de deficite, pentru că, de exemplu, cereale integrale, care sunt foarte promovate ca sănătoase pentru populația generală, au și mulți fitați, au și mulți oxalați și leagă calciu, leagă fierul. Copilul ăla are anemie și lumea zice, păi toată lumea are anemie, lăsați. Este extrem de important să înțelegem că acești copii
pe de o parte, cei mititei care nu iau în greutate sau care au diverse probleme de digestie trebuie evaluați de specialist. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă și nici să nu-i lăsăm complet în cealaltă parte să se hrănească doar cu hamburgeri și, mă rog, gogoși, pentru că asta acceptă să mănânce. Rolul nostru de părinți este să fim oarecum și fermi și blânzi în același timp, astfel încât să ghidăm copilul spre o alimentație sănătoasă. Cât de periculoase sunt aceste forumuri în care circulă tot felul de rețete, circulă tot felul de alimente, care până la urmă puse cap la cap nu reprezintă egalul sfatului medicului. Este important să înțelegem că uneori când te duci în astfel de forumuri cauți motive să-ți dai dreptate. Tu ai deja o părere. Da? Și mai vezi încă 20 de persoane cu aceeași părere, zici, da, am dreptate. Și în ultima vreme sau de când s-a dezvoltat social media, foarte multă lume e expertă în orice. Adică sunt oameni care n-au condus o mașină și pot să-ți recite exact de unde trebuie să iei benzină. La fel se întâmplă sau cu atât mai mult se întâmplă în zona de crescut copii. Toată lumea știe cum ar trebui să-și crească alții copii și sfaturile date online sunt nenumărate. Iar în aceste forumuri, că de aici a plecat întrebarea, există un fel de lider de opinie. Lider de opinie care de cel mai multe ori n-au făcut nimic, n-au o facultate, n-au o pregătire specifică sau unii au oarecare pregătire specifică, dar majoritatea nu, dar știu SEO sau știu diverse lucruri legate de cum să comunice online și de aici ies niște trenduri. Acesta cu mâncat bio, mâncat cereale, mâncat, nu știu, carob în loc de cacao la copii și așa mai departe, le dăm stevia cu S, nu cu Ș, la copii în loc de zahăr, că Doamne ferește, zahăr o travalbă. Sunt tot felul de păreri care dacă cu cât sunt mai wow, cu cât sunt mai exotice, mai extraordinare, cu atâta mai multă lume care vine din spate cu diverse stresuri se aliază pe părerea respectivă și devine virală. Totuși, am crescut cu niște lucruri și nu n-am pățit nimic. Oamenii ca noi am crescut cu pâine albă. Un copil care nu are probleme de greutate, nu are nevoie, să zic, un copil de 2, 3, 4 anișori nu are nevoie să mănânce graham. Poate să mănânce pâine albă făcută de mami acasă sau de bunica. Un copil care primește de la bunica lui cu toată dragostea o felie de cozonac, Doamne, n-are nimic cozonac ăla, poate să fie făcut inclusiv cu zahăr alb. Dar dacă mă apuc eu acum și îi dau fresh dimineața la prânz și seara, dacă îi dau tot felul de lucruri care sunt bio, care sunt, ce o să fac în momentul în care nu o să mai permit să-i dau lucrurile la bio? O să fac depresie sau o să mă apuc să îmi hrănesc copilul numai cu alimente, cu cât am mai multe standarde. Să fie bio, să fie în sezon, să fie pure, să fie... Cu atât îi dau mai puține lucruri copilului meu și treptat, prin disbioze afectez starea de sănătate. Și ce este important, mai ales în context cu răcel și așa mai departe, este important să înțelegem că prima poartă de apărare împotriva infecțiilor, să zic, da, este sănătatea la nivel digestiv. Și în momentul în care eu îi dau trei lucruri super sănătoase, super pure, totul minunat, dar sunt trei în loc de 14, în momentul ăla imunitatea copilului meu este mai scăzută, pot să-i dau toate suplimentele. Are bacteriile la nivel intestinal dezechilibrate și asta este prima lui poartă de apărare. Și ce ar însemna un echilibru corect al florei intestinale? Ce nu ar trebui să lipsească? N-ar trebui să lipsească legumele și fructele proaspete sau gătite, dar să fie consumate după preferințele și acceptabilitatea copilului. Ar trebui să existe lactate, ar trebui să existe ouă, carne, dar nu șnițel prăjit că doar pe ăla acceptă. Nu decide copilul neapărat. Eu trebuie să... Cine cumpără cremă? Copilul sau eu? Este extrem de important să ne asumăm responsabilitatea că copilul meu o să aleagă din ce lucruri îi pun eu la dispoziție. În momentul în care spuneam de neofobie un pic mai devreme, sunt copii care ajung treptat să mănânce doar ce vor ei, pentru că au fost învățați de copii că dacă mănâncă alimente sănătoase, o să fie recompensați cu alimentele nesănătoase. Și atunci zic nu, până la urmă eventual bunica, bona sau doamna de la grădiniță zice, hai, ia și mănâncă ce vrei, doar să mănânci ceva. Și uite așa treptat, copilul ăla ajunge să nu mai mănânce nimic sănătos, de fapt. Pe de altă parte, dacă nu cedez și o să-i pun niște variante oarecum mai adecvate, pot să-i fac șnițelul la cuptor. Îi fac șnițel, pot să-i fac chifteluțele la cuptor. Îi le fac frumos, dar nu trebuie să-i le dau prăjite în baie de ulei de 20 de ori sau mergem de mânuță la tot felul de fast food-uri și așa petrecem duminica. Da.
Ați adus discuția într-un punct interesant, mai ales în contextul în care săptămâna aceasta am văzut niște date îngrijorătoare care făceau referire și la țara noastră. În România, obezitatea și chiar hipertensiunea fac ravagii printre copii. Cum ajung cei mici obezi? Discutăm după pauză. Am revenit la discuția în platou cu nutriționistul Diana Artene să analizăm împreună rezultatele unui studiu îngrijorător. În România, obezitatea și chiar hipertensiunea fac ravagii printre copii. Problema s-a acutizat, mai ales în ultimii ani, pentru că cei mici au acces la preparate nesănătoase, care îngrașă și nu fac nici mișcare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, o treime dintre copii suferă de exces în greutate. În România, circa 30% dintre cei cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani sunt supraponderali, în timp ce între 15 și 20% dintre ei sunt obezi. Doamna Artene, îngrijorătoare aceste cifre. Da. Cum prevenim obezitatea la copii și cum o tratăm? Primul moment în care prevenim obezitatea la copii este în sarcina mamei. Mamele care iau prea mult în greutate din vari motive, mai mult sau mai puțin subiective, sau care au diabet gestațional, nasc copii cu o tendință mai mare de îngrășat. Apoi, mulți dintre acești copii născuți din mame care au luat prea mult în greutate sunt născuți mititei, culmea, în mod par. Unii se nasc mari, unii se nasc mici. Problema este că acești copii mititei sau din sarcini mai patologice, să zic așa, sunt puși apoi să nu li se permite să-și respecte propriile senzații de foame și sațietate, sunt hrăniți după un orar de mese. Acest orar de mese de multe ori încalcă nevoile fiziologice ale copilului și un copil născut mic are maxim de șanse la 2 ani să fie obez. Deci cum îl hrănim în primii ani de viață? La început e cum se hrănește mama pe parcursul sarcinii, pasul 1, pasul 2 este hrănirea la cerere în primii ani de viață, după care treptat o alimentație cât mai firească și normală, să nu ne ducem nici în extrema de hrănit copilul ca ca un bibelou, nici hai să lăsăm să mănânce numai fast food. La ce vârstă ne facem o idee despre cum va arăta nivelul de ponderabilitate al unui copil? Ne facem împreună cu medicul pediatru o idee continuă, așa cât de cât, nu să fie pe mijloc. Știți că de la 0 la 100 doar 1 pe 50 și normalul poate să fie între 20 și 80. Cât de cât copilul ăla trebuie să se încadreze în niște limite de normalitate, la fel cum și pentru adulți există limite normale de adipozitate, masă musculară și așa mai departe, există și pentru copii. În momentul în care ni se spune sau vedem copilul nu crește sau copilul este prea grăsunel, trebuie să luăm niște decizii pe care să le aplicăm în mod frecvent. Am scăpat de percepția că gras înseamnă că e sănătos? Nu am scăpat de această percepție, mai ales în nutriție pediatrică. Sunt bunici sau bone sau o anumită bucată de oameni peste o anumită vârstă care în continuare se bucură când copilul mănâncă o porție de mâncare cât pentru un adult. Este o fericire că a terminat copilul de mâncat din farfurie. Este, Doamne ferește să lași două linguri de mâncare acolo, dar te rog, hai să nu aruncăm mâncarea, hai să nu-ți lași norocul, hai să... Aceste lucruri se spun pe pilot automat, iar copiii care sunt practic niște omuleți care nu prea au nicio apărare, primesc aceste lucruri de la oamenii un pic mai în vârstă ca intenții pozitive, ca lucruri, ca o dovadă de dragoste și copilul ăla învață să mănânce tot din farfurie pentru că așa e el copil bun. Pentru cei care stabilesc porția unui copil, orientativ cum ar trebui să arate farfuria copilului față de cea a adultului? Similar, nu este nicio diferență, doar că alimentele... La cantități ne referim. La cantități. Eu, pentru copil, consider că este extraordinar de important pentru un copil sănătos să-și respecte senzația de sațietate. Adică nu îi dau 100 de grame care 2 ani jumate și 1 metru și 10. Nu, mămică, eu îți pun pe masă jumătate de legume, atâtica cărniță, atâtica piure și tu mănânci cât îți trebuie în momentul în care îți trebuie. Eu promovez foarte tare în cazul tuturor oamenilor sănătoși, fără nicio vârstă, poate să aibă 80 de ani, 5 ani sau 30, dacă nu ai nicio patologie, este extrem de important să mâncăm atunci când ne este foame. Evident că o dată pe săptămână poți să mâncăm toți în familie, dar dacă îmi este foame și eu am 40 de ani și ție nu ți este foame și tu ai 4, nu înseamnă că eu decid când mănânci tu. Da, în cazul ăsta cum dozăm gustările între mese pentru a nu ne păcăli, adică nu fi un copil care trișează și gustă fel de fel de lucruri mai mult sau mai puțin sănătoase între mese și în așa fel îi
îi dispare senzația de foame când ar trebui să mănânce mâncare? Conceptul de gustare este introdus mai ales în sisteme, la grădiniță, la creșă și așa, face parte din activitățile, din programul de activități. Și mulți copii mănâncă doar pentru că este un comportament social, deci toată lumea mănâncă, mai e și bun, de ce să nu fac chestia asta, dar nu sunt învățați acești copii să se întrebe, băi, mi-e foame? Iar acei copii care vin și spun, eu nu vreau să mănânc, că nu mi-e foame, sunt certați. Deci conceptul de hai să mănânc gustărica ca să mă țină de foame, dar nu m-a întrebat nimeni dacă mi-e foame sau nu. Alt lucru pe care eu l-aș pune prin lege în toate grădinițele este să nu se mai dea mese sau gustări sau ciuguleli doar de fructe. Copilul ăla, în momentul în care eu îi dau să mănânce doar un fruct sau doar un desert ca și gustare, vine insulina mult, scade repede și dai lui, peste o oră îi se facă foame. Dar o să îi se facă foame pe o dereglare hormonală care crește riscul de îngrășat extraordinar de tare. Deci simplu fapt că eu îi dau copilului mese sau gustări constituite doar din fructe sau doar din desert, îl dereglez metabolic. Lângă acel fruct sau desert îi pun un iaurt, îi pun o mână de nuci și l-am reglat. Este atât de simplu. Însă, conceptele astea trebuie să le înțelegi metabolic în spate. Acum, cine face de multe ori, cine face meniurile la grădinițe chiar și cu foarte mulți bani și așa mai departe, sunt oameni care nu înțeleg aceste mecanisme. Și altă problemă este că conceptul de gustare este impus. Este impus în sensul că dacă eu mi-aș întreba cam jumătate din copiii cărora li se oferă gustări la grădiniță sau chiar și la școală sau chiar și acasă de multe ori, nici n-ar vrea să se oprească în secunda aia să mănânce. O fac conjunctural și până nu-i explic eu copilului meu că cea mai importantă persoană care decide când mănâncă este el și acest control este la el, nu la mine, copilul ăla are un risc mai mare de îngrășat. Când ne panicăm? Dacă copilul nu mănâncă, pentru ce interval? 5 ore la un copil mic, cam așa. Dar nu în sensul că mă panichez, ci încep și pun la dispoziție lucruri mici pe care un copil mititel le poate lua el singurel cu mânuța lui. Da? Poate să ia, nu știu, niște fructe, niște migdale, poate să ia și o felie, o brioșă. Da? Eu îi le pun, dar nu îi le bag pe gât. Pot să discut cu el și atenție, vă rog din suflet, discutați cu copiii despre nutriție când nu mănâncă. Este extraordinar de important să nu se simtă condiționați emoțional de reacțiile de frică când în momentul în care eu îmi proiectez pe copilul meu frica mea de aoleo, te-ai îngrășat, aoleo, ai slăbit, aoleo, nu mănânci, aoleo, mănânci, ai rupt și frigiderul, copilul ăla se simte în mai mult sau mai puțin rău din punct de vedere emoțional și punem bazele mâncatului sau nemâncatului pe fond emoțional. Un comportament alimentar sănătos la un copil nedereglat începe în sarcină, se pune apoi cât de cât pe masă în perioada de 2-3-4 anișori, după care copilul respectiv învață foarte mult de la grup și de la familie prin uitându-se. Să vadă ce face mama când s-a săturat, continuă să mănânce sau nu? Ce face mama când este seară și este foame, dar aoleu, mama nu mănâncă seara? Copiii ăștia văd niște comportamente și ajung treptat, fie să le copieze, fie să se ducă exact în cealaltă extremă, în funcție de personalitate. Apropo de comportamente, vedem din ce în ce mai des copii care mănâncă cu tableta în față sau cu televizorul pornit. Da. E asta o greșeală? Da. Este o greșeală pentru că în momentul în care, mai ales la ecrane, este cu totul altceva să asculți o muzică sau așa. Noi când primim foarte mult stimul, este ca și cum ne-ar răpi cineva toată atenția. Iar percepțiile de foame și sațietate sunt niște percepții mecanice inițial, după care devin biochimice, care se întâmplă foarte fin, foarte vag. Ca să simți că te-ai săturat, trebuie să fii cu mintea în farfurie. Dacă eu în timp ce mănânc mă uit la un televizor, singura mea șansă să mă opresc cam când ar trebuie este să am în farfurie cam cât ar trebui, pentru că o să mănânc pe pilot automat cu mintea în altă parte tot ce e acolo. Și am avut discuții cu oameni care au mâncat, să zic așa pe românește, o găleată de înghețată, după care s-au întrebat cine a mâncat înghețata. Dar era găleata goală în fața lor, pentru că era serialul la Netflix. Deci există lucruri pe care oamenii le fac pe pilot automat, nici măcar nu sunt prezenți pe moment. Iar lucrurile astea s-au amplificat foarte tare și la adulți și la copii în perioada pandemiei. Da, rămânând la copii, cât de mult contează dacă copilul este în prima parte a vieții lui hrănit natural sau cu lapte praf? Contează foarte tare. Cu mențiunea că asta este opțiunea optimă pentru majoritatea copiilor, dar sunt real și există real
și copii care nu vor să fie alăptați, că sunt leneșuți, și mame care nu pot să alăpteze. Și acest concept de optim este să hrănesc copilul până la 6 luni, și cred asta din toate punctele de vedere științific, este complet demonstrat. Totuși lucrăm cu oameni, nu lucrăm cu roboți, și în acele situații în care mamele nu pot să alăpteze, există aceste situații. Dezvoltăm niște tulburări de vină și rușine și omul ăla se simte inferior pentru că nu poate să alăpteze. Nu ajut cu nimic o mamă care nu poate să alăpteze. Nu ajut cu nimic un copil care refuză în mod repetat dacă nu vrea și nu vrea. Trebuie să fie lucrurile și funcționale, nu doar perfecte. Dar pentru o mamă care e în fața acestei opțiuni de a alăpta sau nu, e avantajat un copil hrănit natural? Un copil hrănit natural are, din toate punctele de vedere, dovezile științifice arată că din punct de vedere sănătate, fizică și emoțională, capacitate de, de digestie, imunitate, memorie, toate sunt mai bune în momentul în care copilul este hrănit exclusiv la sân până la 6 luni. Aceasta este opțiunea optimă. Unii dintre noi putem, unii dintre noi nu putem. La fel și în varianta cu sportul, relația bună cu sportul din copilărie? Cred că aici situația este un pic diferită, în sensul că poți ajungi, în primul rând, să nu fii forțat să faci un anumit tip de sport. Da, deci pe mine, dacă m-ar pune cineva să fac basket, n-aș face nici moartă, niciodată, ever, că mi se rup unghiile. Adică fiecare cu opțiunile lui. Dar yoga, not, alte lucruri. Ideea este să ajungi să poți să guști din sportul care îți place. Și în momentul în care ajungi să faci sportul respectiv cu drag și cu plăcere și eventual și cu niște oameni care îți plac lângă tine, da, o să vrei să faci sport. Vă mulțumesc foarte mult, Diana Artene, nutriționist. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem cu alte subiecte de la Fix. O zi frumoasă tuturor!